Cei mai mulți români care vor să negocieze cu băncile au credite în lei cu dobândă variabilă. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 7,18%, dar se menține la valori ridicate din vară. IRCC e însă în creștere și va urca la 5,98% de la 1 aprilie. De exemplu, rata unui credit ipotecar pe 30 de ani în valoare de 250.000 de lei, care depinde de IRCC, va fi mai mare cu aproape 50 de lei față de începutul anului și cu 700 de lei față de cât era acum un an. A trebuit să fac eforturi să reduc din alte părți ca să pot să... Banca e prioritară întotdeauna. Renunț la vacanțe, scurtez celelalte cheltuieli. Eu am un credit mai mare de 75.000 de euro și se plăteau 20 de milioane și acum 3, aproape 3. Numai anul trecut, clienții au depus la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar un număr record de peste 2600 de cereri de conciliere cu bănci și IFN-uri. Peste 1000 de cereri au fost însă respinse pe motiv că aveau drept scop radierea din biroul de credit. Cu toate acestea, beneficiile totale obținute s-au ridicat la 2 milioane de euro, adică aproximativ 4000 de euro pentru fiecare solicitant. Adică marja de dobândă, este vorba despre diminuarea sau eliminarea unor comisioane, este vorba despre tăieri inclusiv din principal, adică din credit, și în situații absolut excepționale și foarte rare, dar se întâmplă și așa ceva, este vorba despre ștergeri integrale inclusiv de creanță. Interesul clienților de a negocia cu băncile e în creștere de la începutul anului. Conciliatorii spun că procedura e în favoarea clienților, dar și a creditorilor, pe motiv că astfel se evită procesele în instanță. Timpul este mult mai scurt, nu este nevoie ca acel consumator să suporte costuri. Cumva așteptările ambelor părți, atât a consumatorilor cât și a băncii, este că fiecare trebuie să obțină ceva cu care să fie mulțumit, dar nu poate obține totul. Specialiștii le recomandă clienților să fie prudenți în condițiile în care dobânzile sunt în continuare ridicate. Recomandarea mea este de a amâna cel puțin acest an un credit pentru ipotecar sau cumpărarea unei mașini. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a fost înființat de guvern și funcționează din 2016. Serviciul de conciliere este gratuit.